Bună ziua, stimați telespectatori! Avem din nou plăcerea și onoarea ca în studioul Apoloniei TV să se afle doamna profesor Arsenescu Georgescu Cătălina, care vine la noi cu inima cea bună, vine la noi să ne mai povestească câte ceva din realizările cardiologiei în ansamblu, a clinicii, a colectivului cu care lucrează și, fără îndoială, ne vom referi și la performanțele liderului, performanțe care sunt bine cunoscute și care au influențat consistent evoluția acestui colectiv, ca și evoluția clinicii de cardiologie, în continuarea, fără îndoială, a celor începute și fundamentate prin prezența profesorului Georgescu în acea clinică. Dar astăzi vom discuta despre doamna profesor Arsenescu Georgescu ca despre un reper în medicina românească și nu numai, în cardiologia românească și nu numai. Doamna profesoară este membră a Academiei de Medicină, foarte recent promovată și merită toate felicitările din acest punct de vedere, ca și din celelalte, din altele. Și o să încercăm să le desnodăm pe toate, să vă povestim în așa fel încât să o cunoaștem mai bine ca și lider al serviciului respectiv, ca și specialist în cardiologie, ca și om de știință și cadru didactic. Prima întrebare care se cere pusă într-o asemenea situație este: cum oare poate același personaj, cu ce sacrificii și cu ce programare a timpului, cu ce eficacitate lucrează un profesor de cardiologie care trebuie să realizeze o normă didactică, normă care de multe ori este destul de dificilă, destul de încărcată, să-și realizeze temele de cercetare, în același timp să se ocupe fără îndoială de bolnavi, pentru că până la urmă aceasta este menirea principală a unui cardiolog. Și în același timp trebuie să realizeze și alte activități, inclusiv cele educative cu studenții, inclusiv participare la congrese internaționale. Trebuie să mai scrie și cărți și lucrări pentru studenți și pentru medicii rezidenți și cei care vor să documenteze. Și din acest punct de vedere aș sublinia prolificitatea doamnei Arsenescu, care iată ne-a copleșit cu o sumă de tratate și de lucrări pe care eventual o să le punem în discuție în timpul întâlnirii de astăzi. Aș lăsa cuvântul doamnei. Încă o dată bine ați venit în studioul nostru, doamna profesoară. Dacă puteți să ne răspundeți la întrebarea aceasta atât de complicată: cum este viața unui cardiolog, cadru didactic, îndrumător de colectiv, șef de clinică, cu activități în departament și așa mai departe. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua, stimați telespectatori! Sunt onorată să revin în studioul televiziunii Apolonia și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și să destăinuim câteva din, să spunem, fața nevăzută a noastră. Pentru că, firesc, activitatea noastră, în general, este o activitate complexă. Ați spus dumneavoastră foarte bine, ca și medic, ca și cadru didactic, ne desfășurăm activitatea, în primul rând, în fața pacientului apare un medic. E clar că, în acel moment, pacientul nu te vede și nu te percepe decât ca medic, de care trebuie să te ocupi de pacient. Alături de noi este o grupă sau mai multe grupe de studenți. Deci, iată, din start este o altă fațeta noastră, fațeta de cadru didactic. Și cumulată activitatea de la patul bolnavului cu activitatea didactică, rezultă activitatea de cercetare, pentru că noi nu le putem și nu se poate să le facem separat. Acum sunt doar medic, acum sunt doar cadru didactic, iar acum eu cercetez. Pentru că totul
este un cumul de evenimente. Evenimente care se rostogolesc cu o dinamică nemaipomenită. Deci gândiți-vă, eu aș spune așa, cam care este, să spunem, atmosfera într-un salon, în condițiile în care există medici de salon și aceștia sunt cadre didactice, sunt cadre didactice tinere, sunt asistenți universitari. Apare medic, apare șeful de secție, apare profesorul la vizită, concomitent, evident, studenții sunt dornici să prindă o idee, poate să vadă dacă se pot molipsi de la cadru didactic, dacă este o imagine reprezentativă, dacă poate constitui un model. Domnule profesor, sunt convinsă că a trăit acest lucru în fața studentului, în fața pacientului. Știți cum fiecare ne analizează cu lux de amănunte. Nici nu ne putem noi da seama câte lucruri poate să observe oamenii despre noi. Așa ne definim, așa ne caracterizează ceilalți, așa ne văd și este foarte important acest lucru. Cele mai sincere scanări ale unui personaj didactic, a unui cadru didactic, sunt făcute cele mai fidele scanări, le face studentul. Sigur? Studentul pune un diagnostic foarte precis în legătură cu cadrul didactic. Și din acest punct de vedere avem datoria să nu lăsăm garda jos niciodată, în sensul de a relaxa activitatea, atitudinea, prezența noastră în fața studenților. Și știu că dumneavoastră sunteți de o constanță absolut perfectă în ce privește atitudinea, seriozitatea, corectitudinea față de actul didactic, față de actul de educație și sigur și în cel medical deopotrivă. Da, așa este. Ne întâlnim peste mulți ani cu câte un fost student și ne amintește un detaliu despre noi. Acel detaliu, știți cum, uneori este o surpriză nemaipomenită. După niște ani îți amintește despre un lucru care i-a mers la suflet acelui student, acelui medic actual și spune, m-a determinat să aleg specialitatea cardiologie, specialitatea dumneavoastră. M-a determinat să mă ocup mai mult de o cercetare, să mă ocup mai mult de o explorare, pentru că mi-a plăcut ceea ce am văzut. Dar și reversul e valabil, să știți. Adică se poate foarte bine să constitui un exemplu negativ. Trebuie să luăm în ecuație și acest lucru. Știți, nu putem fi pe placul tuturor. Dar noi, ca și oameni, ca și cadru didactic, ca și medici, trebuie să avem o anumită imagine consecventă care să ne definească și în care să ne exprimăm disponibilitatea în a dărui ceea ce am acumulat. Iar noi, pe parcursul anilor, acumulăm enorm de mult. Acumulăm experiență clinică. Din acest motiv, unii poate suntem mai dotați în ceea ce înseamnă abordarea pacientului. Sunt diagnostice care se pun la ușă, se pun după câteva cuvinte de interviu, de dialog cu pacientul. Sunt diagnostice complicate, lucruri complexe care necesită o anamneză, necesită completarea cu numeroase explorări. Știți, această modalitate de abordare a pacientului în fața studentului, în fața rezidentului, este definitorii. Pentru că știți, dacă nu avem această capacitate de a comunica cu pacientul, nu trebuie să fie un dialog sofisticat, un dialog în care să ne punem noi în valoare tot ceea ce înseamnă limbajul nostru elevat, adecvat, nimic de spus, medical, dar pe care trebuie să-l folosim acolo unde trebuie, adică într-o cercetare, într-un public avizat, la o conferință, dar în salon, la patul bolnavului, la o explorare, trebuie să abordez pacientul și, în general, ceea ce dialoghez pe înțelesul tuturor. Este foarte important acest lucru. Este important și pentru student, pentru tânărul care stă alături și care vrea să învețe ceva în egală măsură și pentru pacient. Știți dumneavoastră, domnule profesor, există din start studenți, rezidenți, care au înclinația către partea clinică, au înclinația către partea de explorări, în care nu presupune atât de mult
contactul cu pacientul. Toate aceste lucruri se împart, se aleg în această etapă de instruire. Tot ceea ce vă spun eu acum și spun telespectatorilor este pentru a înțelege cât de elaborată este formarea unui tânăr. Deci ce înseamnă cariera unui tânăr pornind de la un exemplu, de la un model. Parte, și pe de altă parte solicitarea pe care o impune prezența acestor tineri, activitatea cu bolnavul, solicitarea vis-a-vis de personalitatea medicului în cauză. Așa este, ați subliniat un lucru absolut esențial. Gândiți-vă ca și solicitare. Poate că unii judecă, intră într-o rutină. Nimic, niciun pacient nu este o rutină. Fiecare bolnav e altul. Fiecare are particularitatea lui, are un semn de întrebare. Din acest motiv, eu în general eu fac o vizită la patul bolnavului constructivă, în sensul că într-adevăr văd pacientul și doresc să-l înțeleg și doresc să-i văd exact care este problematica lui. În această manieră pot să reții și rețin 90% dintre pacienții din clinică, dar cum? Punând și abordând pacientul în așa fel încât să-i înțelegi particularitatea. Acest lucru trebuie să înțeleagă toți cei tineri care sunt în jurul nostru și care toți contribuie, pentru că, în definitiv, suntem toți niște verici care facem un lanț, facem un cerc, care toți suntem în jurul pacientului, sunt clinician și atunci tot pun în mijloc pacientul, iar noi toți în jur. Așa rezolvăm pacienții, așa învață toți cei din jur. Deci iată că activitatea noastră, și spun activitatea mea, în maniera aceasta se derulează. Ca și îmbinare, ceea ce înseamnă activitate la patul bolnavului, activitate didactică, dar bineînțeles, activitatea didactică presupune multe, multe alte lucruri. Presupune, bineînțeles, educarea teoretică, în primul rând. Educarea teoretică înseamnă cursuri. Știți, mă gândesc eu acum, din ceea ce a însemnat predarea unui curs în urmă cu 10, 15, 20 de ani, firesc că lucrurile sunt valabile, dar ca și istorie, pentru că dinamica lucrurilor este atât de mare. Cardiologia, vorbind de cardiologie, atât de mult s-a schimbat, atât de mult a evoluat, s-a tehnicizat enorm de mult. Ceea ce trebuie să înțelegem cu toții, că tehnicizarea nu trebuie să fie în detrimentul clinicii. Pentru că dacă te rezumi la ceea ce înseamnă tehnică, un buletin de explorare invazivă, fără să-i știi particularitatea pacientului, asta înseamnă că s-ar putea să pierzi exact cheia și exact esența acelui pacient. Deci, într-adevăr, ne bucurăm astăzi de o cardiologie modernă. Și când spunem cardiologie modernă, spunem, pornind de la pacient, de la stetoscop, care niciodată nu o să fie ceva inutil sau ceva demodat sau ceva perimat. Stetoscopul este o prelungire a urechilor, a cunoștințelor noastre, după care, bineînțeles, o explozie de ceea ce înseamnă cum abordăm la ora actuală modern toată patologia. Vorbim de patologia aritmică, patologia coronariană, de hipertensiune arterială, de insuficiență cardiacă, în general de tot ce înseamnă patologia complexă. Cum am putea să rezolvăm la ora actuală, să spunem, un infarct miocardic, fără o analiză imediată dacă într-adevăr durerea este o durere anginoasă, durere de infarct care să sugereze diagnosticul de infarct, fără confirmarea imediată cu minimul de explorări, fără electrocardiogramă, după care, bineînțeles, ecocardiografia, explorarea coronarografică, procedura respectivă următoare de dilatare a unui vas, dacă el este închis, dacă el este trombozat, după care urmărirea post-intervențional. Știți cât de importantă este ca un pacient să ajungă imediat contra cronometru pe masa de cateterism, să ajungă la cardiolog pe masa de cateterism, după care în unitatea de terapie intensivă coronarieni. Știți, domnule profesor și stimați telespectatori, să nu-și imagineze nimeni că în momentul în care am
deschis un vas, am rezolvat problema pacientului, am rezolvat-o din punct de vedere al permeabilității vasculare. Dar după acest lucru, câte lucruri se pot întâmpla cu pacientul? Deci cât de important este să ai o unitate de terapie intensivă coronarieni care să supravegheze pacientul și care să identifice tot ceea ce înseamnă problematica pacientului. Pentru că un pacient poate o procedură să fie cu succes, după care poate să facă o ruptură cardiacă, poate să facă o pericardită. Câte complicații nu poate să facă un pacient? Ce rezultă de aici? Rezultă munca în echipă, în care imediat a identificat o problemă clinică. Poate să rezulte o aritmie fatală, pe care o vezi, țipă monitorul. Nu vă puteți imagina, sau sigur știți, domnule profesor, ce înseamnă să sune alarma unui monitor și în secunda, aceeași secundă, să apară furnicuțele toate, toate categoriile de medici, de cadre medicale care încearcă să rezolve urgența respectivă. Știți, este o imagine impresionantă. Știți, în urmă cu chiar suficient de recent, m-am dus la vizită. În simultan, în cele trei saloane de terapie intensivă coronarien, era câte o urgență. Erau niște resuscitări. Știți ce tensiune este în asemenea condiții? Știți, trebuie să înțelegem, așa lucrăm. În momentul în care am ales acest profil, ne-am asumat și acest risc, bineînțeles. Dar știți, trebuie să perceapă și lumea câtă tensiune acumulăm, câtă tensiune și câtă dăruire față de pacienți, în condițiile în care nu poți să fii nu pasiv, nu poți să fii, să spunem, monoton sau egal, sau poți să faci niște lucruri ca șablon. Participi, contribui afectiv la fiecare gest și fiecare abordare a pacientului. Acesta este medicul, acesta este cadrul didactic, așa se desfășoară viața noastră. Și gândiți-vă, după toată această avalanșă de evenimente, punem ordine în lucruri și trebuie să, din experiența acumulată, din tot ceea ce s-a derulat până acum, rezultă cercetări, rezultă doctorate. Știți, mă mândresc că am un număr foarte mare de doctorate terminate și mă bucur și o satisfacție teribilă. Și la ora actuală, toate locurile de doctorat, că avem și noi un număr limitat, nu că așa am vrea noi, dar trebuie să fie posibile derularea acelor cercetări. Și atunci este un număr limitat, toate locurile sunt ocupate. Firesc că poate se întreabă lumea, da, de unde rezultă așa o cercetare? Cercetările acestea rezultă din toată activitatea noastră de zi cu zi, din toate explorările invazive, neinvazive. Se fac niște teme de cercetare și rezultă niște subiecte pe care doctoranzii noștri le dezvoltă, le cercetează în primul rând din punct de vedere teoretic, după care facem analiză prospectivă, pornind de la niște date deja existente. Mai departe, facem un pas. Știți ce rezultă, domnule profesor? Când, definitiv, toate lucrările de doctorat finalizate, care sunt niște lucruri extrem de frumoase, știți, n-aș vrea să se demonetizeze acest titlu de doctor în științe, indiferent în care sunt. Îndărât este o muncă enormă. Nu vorbesc de excepții și de lucrurile care sunt comentabile. Acest lucru este altceva. Dar atât de multă muncă este până ce rezultă un doctor în științe medicale, să spunem. Iar etapa următoare este, uitați-vă aici, pentru că multe din cercetările, din doctorate, se materializează prin publicații, prin publicații. Așa este normal. Să spunem, aceasta este o filieră, într-un fel, fiziologică. Și acest lucru, indirect, presupune și cum lucrez eu în toate etapele acestea pe care le-am comentat sau pe care încercăm să le prezentăm telespectatorilor
ca să înțeleagă ce înseamnă viața unui om care trăiește într-o clinică, într-un institut de boli cardiovasculare, care, gândiți-vă, este singura unitate de acest gen de urgențe cardiovasculare din Moldova. Știți dumneavoastră, se adresează, sau noi deservim, 4 milioane de locuitori. Urgențele, nu există zi în care să nu avem măcar 10 urgențe, indiferent că sunt urgențe cardiologice sau că sunt urgențe chirurgicale, cardiochirurgicale, pentru că dacă vine o disecție de aortă, o supoziție sau un diagnostic foarte ferm ajunge la cardiologie. La cardiologie, în care se completează imediat bilanțul pacientului, se confirmă diagnosticul, după care rezultă imediat comunicarea cu chirurgul, controlul sau consultul chirurgical, după care, în funcție de rapiditatea cu care trebuie să ajungă la chirurgie, ajunge la etajul superior, respectiv la chirurgie. Știți, pentru ca să se poată derula în această succesiune aceste lucruri, a trebuit sau trebuie să fie un asemenea institut, o asemenea unitate, în care să nu trebuiască să se piardă un timp din momentul în care pacientul a sosit în compartimentul primire urgențe, să ajungă la clinica de cardiologie, după care să intre în sala de cateterism sau în sala de electrofiziologie, după care să ajungă la chirurgie. Sunt situații în care, în decurs de un ceas, pacientul a străbătut toate aceste etape și sunt multe, multe situații de acest gen. Deci, gândiți-vă dumneavoastră cât de bine trebuie să fie toate armonizate și ca lucrurile... fiecare. Sigur că da, ca ele să funcționeze. Să știți că nimeni nu repetă și spune acum pacientul merge acolo, acolo, acolo. Totul se derulează atât de fiziologic, atât de normal, pentru că ele așa sunt organizate. Știți, și ăsta este meritul, trebuie să spunem, a profesorului Georgescu, care când a conceput această instituție ca un tot unitar, a prevăzut exact toate aceste etape. Firesc că am fi dorit să avem un spațiu mult mai generos, mult mai care, la ora actuală, firesc că este insuficient, dar așa cum este el funcționează perfect. Funcționează ca un tot unitar. Și colectivul și generațiile acestea de tineri s-au pornind, format în sistemul, sigur că acesta. Da, s-au format să lucreze. Gândiți-vă dumneavoastră, noi funcționăm cu 5 linii de gardă zilnic. Sunt 3 linii clinice, 2 linii de laborator. Deci este medicul compartimentul primirii urgenței care primește pacientul. Este el medicul terapie intensivă coronarieni, care este șeful de gardă, evident. Este medicul mai tânăr, rezident, care asigură supravegherea pacienților din clinică. Este linia de cateterism, de intervențional sau de electrofiziologie, dacă trebuie de urgență, o stimulare temporară. După care este, evident, linia de laborator obișnuite. Nu mai vorbesc de linia de chirurgie, nu vorbesc, spun de liniile de care, să spunem, mă ocup eu, dar este linia de chirurgie cardiovasculară, linie continuă de gardă. Evident, secția unitate terapie intensivă chirurgicală, care iarăși... Deci gândiți-vă din câte persoane este alcătuită echipa de gardă care funcționează zilnic într-o asemenea unitate. Știți, nu este ceea ce povestim noi acum, știți, e frumos când spunem, dar gândiți-vă că toate aceste echipe se unesc toate și toate rezolvă enorm de multe cazuri. Lăsând la o parte, noi nu facem doar activitate clinică, facem și activitate de ambulator. Deci mulți pacienți vin să fie controlați, vin să fie selectați pentru anumite explorări. Deci, în aceste condiții, afluența de lume, contactul cu lumea din jur este enorm de mare. Numeric sunt suficienți cardiologi, doamna profesor? Eu vă spun așa, noi formăm mulți, deci eu coordonez activitatea de formare a rezidenților în cardiologie. În fiecare an haideți să facem așa, în fiecare an de studiu, vorbesc post-universitar,
cam 10 locuri, vin a doua specialitate, încă între 2-4 locuri, vin transferurile, alte 4-5 locuri, cel puțin 15 pe fiecare an. 6 ani, gândiți-vă dumneavoastră că raportul de gardă, dacă ar fi să vină toată echipa aceasta care ar trebui să vină, ar trebui să fie 50-60 de persoane. Ținem raportul de gardă cu 30 de persoane. Deci formarea tinerilor este foarte mare, iar noi împrăștiem specialiști în toată Moldova și nu numai în toată Moldova. Unii pleacă în străinătate, vor funcționa în străinătate, alții pleacă în celelalte colțuri a țării, dar în general în ultimii ani s-a mai completat sau în general din absolvenții specialității de cardiologie și-au găsit locul în toată zona Moldovei, încât la ora actuală ne lăudăm că avem o colaborare cu colegii noștri. Sună la telefon colegul X, eu sunt doctorul X, firesc că ne știm acum unii cu alții. Și atunci colaborăm foarte bine. Gândiți-vă când un coleg are o urgență, să spunem, la Botoșani, da? El imediat a sunat. Am o urgență de gradul 0, eu o consider așa. Mi-l primiți sau nu mi-l primiți? În raport cu ceea ce avem și noi disponibil și cu programele naționale de cardiologie, avem și noi disponibilitatea limitată. Noi suntem obligați să primim tot ceea ce se cheamă sindrome coronariene acute, tot ceea ce se cheamă patologie chirurgicală de urgență, o disecție de aortă, o disfuncție de proteză, o colmatare de proteză, o ischemie acută care obligator trebuie să o primești, o tulburare de conducere, blocurile atrioventriculare. Știți cât pacienți se implantează zilnic? 5-6 pacienți zilnic primesc un dispozitiv implantabil. Ce înseamnă acesta? Un stimulator cardiac care asigură o frecvență cardiacă, un defibrilator care lansează șocuri interne pentru a rezolva niște aritmii. Nu mai vorbesc de pacienții care sunt ablați, deci aritmii ventriculare de toate tipurile care trebuie abordate prin tehnicile moderne de electrofiziologie. Deci este o învălmășeală de patologie, dar și de proceduri moderne, de abordare modernă a patologiei cardiovasculare. Toate acestea, gândiți-vă, că se desfășoară în acest Institut de Boli Cardiovasculare. Iar noi, ca și clinică de cardiologie, care avem în jur toate laboratoarele aferente, că este laboratorul de ecocardiografie, laboratorul de intervențional de electrofiziologie, toate lucrează un tot unitar. Iar în toată această, să spunem, năucire de activități, toți cei tineri învață. Învață la patul bolnavului, învață teoretic, iar mai departe, bineînțeles, ultra-specializări care vor continua și vor completa formarea lor. Ei, știți, ca și coordonator, să spunem, a activității de cardiologie, mă mândresc cu o echipă superbă. Deci, vă spun, nu vorbesc sau să amintesc de echipa care am pornit. Toți eram tinerei, inclusiv eu, după care toți ne-am maturizat, am ajuns pe anumite trepte profesionale, anumite grade didactice. Toți sunt niște oameni extrem de bine formați. O calitate a actului medical și o calitate a pregătirii teoretice în cardiologie care este competitivă cu orice meridian de pe glob. Gândiți-vă dumneavoastră că mai departe toată această echipă este înconjurată de acest tineret. Eu vreau să spun, rezidenții de cardiologie, cei drept prin tradiție, în ierarhizarea punctajului, punctajul cel mai mare la rezidențiat este luat de către specialitatea cardiologie. Nu un an, doi, trei. Prin tradiție, toată lumea știe. Dacă vrei să iei cardiologie, trebuie să ai punctajul cel mai mare. Vă gândiți acest lucru. Deci, e și căutată specialitatea, pentru că este căutată, dar știți cum? E spectaculoasă și este plină de satisfacții profesionale deosebite. Și s-a dezvoltat foarte mult. Ramurile de la cardiologia tradițională la tot ceea ce înseamnă cardiologia care se derulează la ora actuală este o diferență extrem de mare. Și atunci, gândiți-vă ce motivație trebuie să aibă acești tineri care aleg cardiologia.
în condițiile în care viața se desfășoară, așa cum v-am prezentat eu câteva crâmpeie din viața noastră, pentru că viața mea privată de multe ori se confundă cu toată activitatea, cu toată activitatea aceasta. Niciodată nu se poate să spună un medic sau n-am să pot să spun, eu mi-am terminat orele de program, mai departe este programul meu. N-am închis niciodată telefonul, totdeauna știu că dacă cineva sună, trebuie să răspund, pentru că poate că pot să dau un sfat, pot să dau un aviz de transfer, pot să fac ceva bun, deci așa este menirea noastră și așa trebuie să înțelegem noi că trebuie să se comporte un medic în general. Și marea majoritate dintre noi așa ne comportăm. Deci în momentul în care noi ne-am ales sau tinerii își aleg această profesie, ei știu foarte bine. Pentru că ei i-au văzut pe cei din jur, ne-au văzut pe noi cum ne comportăm și atunci și-au asumat acest risc, pun în ghilimele, și-au asumat acest mod de viață, domnule profesor. Și știți, poate că nu este întâmplător că din aceste trăiri intense ale unui medic, așa este, vă confruntați cu aceeași problemă sau același mod de viață pe alt domeniu, total alt domeniu. Acumulând atâta energie pozitivă, negativă, noi trebuie să emanăm numai pe aia pozitivă, evident, că altfel se deprimă pacientul sau nu mai are pacientul încredere în tine, indiferent de ce simți tu, fața văzută și nevăzută a lucrurilor, astea sunt alte discuții. Dar știți, din acest motiv, cred că dintre medici, în general, se selectează persoane care au și multe, multe alte inclinații sau simt nevoia să se relaxeze sau să compenseze într-un fel toată această tensiune nervoasă pe care o acumulăm. Și de aici poate rezultă atâția medici care scriu, care iubesc muzica, care iubesc arta, care încearcă, care fac un sport, care fac diverse activități care, pe de o parte, și completează profilul unui medic, dar, în principal, este vorba de o compensare a tot ceea ce înseamnă consum nervos. Și, în același timp, te refaci pentru o nouă zi, pentru o nouă activitate. Doamna profesoară, eu, de regulă, în interviurile acestea pe care le luăm, sunt mai locvace. Chiar unii spun că vorbesc prea mult în calitate de reporter. Domnul bine, profesor, de data iertăciune! Aceasta, nu, de data aceasta v-am ascultat cu atâta plăcere, cu atâta bucurie, pentru că ați vorbit atât de frumos și cu multă pasiune, cu multă căldură ați vorbit și cu lucruri foarte rațional identificate în cuvântul dumneavoastră. Eu aș numi intervenția dumneavoastră un adevărat imn ridicat cardiologiei, medicinii în general, dar cardiologiei în special. Mi-a făcut mare bucurie să vă ascult, dar timpul curge și noi am vrea să mai aflăm și alte lucruri de la dumneavoastră. Bunoară, se știe faptul că a fost implicată în niște studii populaționale și aș vrea să vă întreb cam care este incidența bolilor cardiovasculare în masa de populație în România sau în Moldova, zona de care dumneavoastră ați răspuns în cadrul cercetării respective. Și de aici aș vrea să extragem și interesul celor care ne ascultă pentru specialitatea aceasta de cardiologie. Da, într-adevăr, nu mai este niciun fel de secret că patologia cardiovasculară este pe primul loc. Morbimortalitatea cardiovasculară depășește, sumarizând toată cealaltă patologie, patologia cardiovasculară depășește ca și pondere, ca și mortalitate. Deci, acest lucru înseamnă că într-adevăr, se justifică preocuparea atât de mare pentru a identifica care este frecvența, prevalența unor anumite entități și, bineînțeles, o abordare corespunzătoare a patologiei cele mai frecvente. Știți, se spune următorul lucru.
Hipertensiunea arterială este principalul factor de risc. Are o pondere cea mai mare în populație și majoritatea, 80% din patologia cardiovasculară, are punct de plecare hipertensiunea arterială. Deci, ca urmare, uitați-vă, de ultimă, cât mai recente date, în țară s-a desfășurat o suită de studii, denumite studiu SEFAR, SEFAR 1, 2, 3, care au abordat în mod particular prevalența hipertensiunii arteriale în România, complicațiile ei și, bineînțeles, cum a evoluat strategia terapeutică. Acest studiu pe țară a fost coordonat de doamna profesor Maria Dorobanțu de la Spitalul de Urgențe din București, Floreasca, iar pe Moldova am coordonat eu acest studiu. Rezultatele sunt și ultimile rezultate au fost publicate la începutul acestui an. Știți ce a rezultat? A rezultat că populația României, 45% din populația adultă este hipertensivă, 45%. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, dacă o persoană are 60 de ani, grupul de populație de în jurul de 60 de ani este 60% hipertensivă. Dacă vorbim de cei de 80 de ani, octogenarii, 80% sunt hipertensivi. Important este așa, că din toată această populație hipertensivă, care știți, în România cam 7 milioane și jumătate de hipertensivi avem. Deci gândiți-vă cât este populația noastră a României la ora actuală și constatăm că 7 milioane și jumătate sunt hipertensivi. Mai mult din de 30%. Tot, absolut. Da. Din, vorbesc de populația adultă și dacă vorbesc de populația adultă, este ajungem la procentul pe care am spus, 40-45%, în condițiile în care în Europa sau în general, media generală a hipertensivilor este de 40%. Important poate este altceva. Doar 70% fac tratament. Da. O treime nici măcar nu știu că sunt hipertensivi. Din acest motiv sunt nevoie aceste studii populaționale pentru a identifica și populația. Și îndemnul de a merge într-un cabinet să se ia tensiunea. Categoric. În felul acesta educăm populația. Știți? Noi o educăm și prin aceste studii populaționale. Îi chemăm, facem o cohortă de pacienți pe care, sau de persoane pe care le studiem și ei află niște lucruri noi. I-am aflat, știm că sunt hipertensivi, știți cât îi tratăm, reușim să îi tratăm corect la ținta terapeutică? Nu atâta poate din vina noastră, să spunem, ci un cumul de factori. Și cât pacientul este de aderent, cât este de el de convins că trebuie să facă într-adevăr tratament, ajungem la un procent de 30-40% care sunt tratați într-adevăr corect. Și iată, am făcut parte din acest studiu populațional din care au rezultat niște lucruri foarte importante. Câteva spicuiri care doar am făcut aici. De aici rezultă, gândiți-vă ce studiu mare pe toată țara, din care rezultă numeroase publicații. Publicații în care să se știe care sunt datele reale de morbimortalitate cardiovasculară în România. Știți că deficiența cea mai mare, când vedem noi hărțile acestea mari care sunt publicate cu patologia cardiovasculară în lume, știți? Și aflăm că la noi, de fapt și de drept, de-abia dacă vedem un punctuleț pe anumite proceduri sau pe anumite boli. Nu pentru că n-ar exista, pentru că nu există asemenea studii populaționale care să identifice într-adevăr populația. Sunt foarte importante și foarte pentru organizatorul de sănătate, foarte important, care știe spre ce să-și îndrepte. Gândiți-vă că realizarea de medici specialiști mai mulți în direcția cutare sau în direcția cealaltă. Exact. Se face planificarea, dotare, se face planificarea cu medici, planificarea pe specialități, planificarea pentru explorări. Gândiți-vă că în raport cu această patologie vor rezulta sau așa au rezultat și programele de sănătate ale Ministerului Sănătății, în care trebuie să știm cât de mult trebuie să alocăm pentru o anumită patologie, pentru sindromele coronariene, pentru dispozitive implantabile, pentru medicația pacienților cardiovasculari. Deci atât de importante sunt aceste cifre. Iată,
Recent, doamna profesor Moța, de care coordonează diabetul zaharat, alt studiu populațional în care a evidențiat care este ponderea diabetului zaharat, care este o explozie de diabetici. Cam 1,4 milioane de diabetici. Un milion sunt și hipertensivi și diabetici. Deci, dacă ar fi să dăm niște cifre, sunt năucitoare. Știți de ce? Pentru că pornim de la o simplă valoare a tensiunii crescute, de la un diabet descoperit tardiv, rezultă dezastrul vascular. Și cuvântul este dur, dar este adevărat. Așa se întâmplă. Știți, eu uneori mai spun, dacă diabetul ar durea mai devreme, dacă hipertensiunea arterială ar durea mai devreme, atunci am identificat mai devreme niște lucruri. Iată, din acest motiv, învățământul presupune și educarea populației. Iată, din acest motiv, noi vorbim atât de mult, uneori poate pacienții noștri nu înțeleg ce înseamnă, uite, doctorii ăștia iar se duc la conferințe, iar se duc la congrese sau mai știu eu ce. Știți cât de important este că noi la congrese ne ducem cu niște cercetări. Să menține un tonus profesional. Sigur și că da. Un schimb comunicăm, de experiență. Comunicăm rezultatele noastre, comunicăm cu colegii din țară, cu colegii din străinătate. Atât de important este, noi la conferințe, cine este în sală? Pe de o parte sunt persoanele care au un anumit nivel profesional, care sunt cadre didactice, care știu să comunice, pentru că și aici este o problemă. Știți că de aceea unele săli de conferințe, ați trăit și dumneavoastră, sunt presărate cu câțiva participanți și altele în care oricât de mare ar fi sala, tot nu este încă suficient de încăpătoare. Depinde și de capacitatea noastră de a comunica aceste date. Uneori sunt niște dezbateri atât de interesante, atât de frumoase. Uitați-vă că aș dori chiar, apropo de dezbateri, să amintesc un lucru. Apropo de colaborarea sau ceea ce înseamnă formarea tinerilor. Uitați-vă, am inițiat de un număr bun de ani împreună cu colegii mei din clinică întâlnirea cu rezidenții. O dată de două ori pe lună facem întâlniri în care rezidenții prezintă cazuistică, noi seniorii suntem comentatorii. Diseară la ora 6 fac încă o asemenea întâlnire. Nu aveți idee sau sigur vă imaginați, domnule profesor, ce nivel profesional și ce nivel, ce competiție este în prezentările celor tineri. Deci, stimulați, fără îndoială. Sigur că da. Găsiți-vă calea potrivită totdeauna. Sigur că da. Gândiți-vă că așa ei interesul învață. Interesul se trezește până la urmă, da, și se educă. Da. Este o competiție loială, plăcută, în care fiecare se străduiește să prezinte la un nivel cât mai înalt. Știți, așa se învață să prezinți în public. E foarte important. Știți, unii sunt niște teoreticieni excelenți. Alții au și capacitatea de a comunica, de a avea capacitatea de sinteză, să faci o prezentare academică. Cât de important este acest lucru. Și toate aceste lucruri trebuie să fie educate. Și acest lucru îl facem. Și acest lucru presupune activitatea noastră. Să nu spuneți că timpul nostru a zburat. Nu, încă nu. Mai avem încă puțin. Pentru că, da, v-aș ruga să acceptați să vă dedicăm tot la fel o bucată de un moment muzical și v-aș propune, cred că vi se potrivește așa dumneavoastră și cardiologie, așa pentru măreția activității pe care o desfășurați, să vă propun să ascultăm împreună începutul Imperialului de Beethoven. Cu mare drag și cu mare relaxare. Și să dea secvența cu Imperialul. Thank you.
profesoară, iată, am ascultat acordurile lui Beethoven. Acum să trecem iarăși la problemele noastre medicale. Și aș vrea, pentru că și suntem după un moment muzical care v-a fost dedicat, vă mulțumesc foarte mult. Haideți să vedem cum răspunde societatea la toate eforturile acestea ale medicului. Și nu mă refer neapărat la un salar foarte mare și foarte bun, dar respectul, buna cuviința, până la urmă prețuirea medicului și a care vă simțiți recompensată din acest punct de vedere? Din plin, domnule profesor. Sunt niște satisfacții care nu pot fi cuantificate, ele pot fi doar simțite. Și aceste satisfacții sunt, pe de o parte, din partea pacientului. Haideți să o luăm de activitățile noastre curente. În primul rând, un pacient care după 10-20 de ani își amintește, revine la tine, consecvența pacientului la tine spune foarte mult. Pentru că dacă n-ai ajuns la sufletul pacientului, dacă nu l-ai putut ajuta, sigur el nu va mai reveni. Deci iată un gen de satisfacție. Respectul pe care îl simți din partea pacientului în momentul în care te vede, în momentul în care simți, îl vezi că este mulțumit, este încântat și dorește să te vadă, dorește să te revadă. În ceea ce privește activitatea didactică, faptul că niște tineri îți spun am ales specialitatea cardiologie, să spunem, datorită unui lucru care mi-a plăcut, care, știu eu, n-am să-l uit un curs, n-am să uit o vizită la patul bolnavului, n-am să uit, știu eu, o comunicare, un gest, o lucrare făcută cu studentul pe care acel moment l-a marcat. Deci, iată, un alt gen de satisfacție. Ce poate să fie satisfacție mai mare decât când ești la un congres, când organizezi un congres cu colectivul pe care îl ai, lumea te respectă, lumea te cunoaște ca și entitate, că dacă vin eu singură, sigur, o să mă respecte lumea și o să facă plăcere să mă vadă, așa sper. Dar în momentul în care vii cu echipa, vii cu colectivul și vezi foarte bine că lumea te recunoaște ca și valoare, este o satisfacție enorm de mare. Satisfacție este să lăsăm ceva pentru viitor, în afară de generațiile de tineri formate, să lăsăm niște lucruri scrise și, bineînțeles, trebuie să sperăm că mai avem timp să mai facem lucruri frumoase, să mai educăm, să mai scoatem niște doctoranzi, să mai facem niște proiecte de viitor, pentru că dacă trăim doar în prezent și nu ne facem niște proiecte de viitor, înseamnă că n-avem o viziune pentru viitor. Ori eu mă bucur de acest lucru, am niște planuri care sigur că în echipă le voi realiza. Inclusiv zilele cardiologice George Georgescu, pe care le-am inițiat, sunt la a patra ediție, sunt niște manifestări superbe și spun acest lucru pentru că a devenit o manifestare de tradiție și colegii din toată țara așteaptă această manifestare care se va desfășura și în acest an, în toamnă, în perioada 26-28 octombrie, când iarăși vom fi gazdele acestei manifestări și în care este un cumul de satisfacții și un cumul de recunoaștere și, bineînțeles, satisfacția personală ca și coordonator și organizator a acestei manifestări, acestui congres, care este o manifestare de referință a Moldovei din punct de vedere al profilului cardiologic. Câteva grupuri de cardiologi, așa, echipe cardiologice implantate în Moldova, puteți evidenția? Vreau să vă spun că Suceava, Botoșanu, Bacăul, Vasluiu, toată zona Moldovei este împânzită de specialiști cardiologi care au pornit din Iași, care au pornit de la Institutul de Boli Cardiovasculare. Aici s-a format. Aici este nucleul de formare al cardiologiei. Vreau să vă spun că este o mare competiție pentru a ajunge, pentru că e un număr și aici limitat. Deci tinerii doresc, tinerii revin. Știți? Exact astăzi am început examenul de competențe de ecocardiografie, care tot la noi se formează. Gândiți-vă, aceasta nu se poate concepe un cardiolog fără ecocardiografie. Cursul de ecocardiografie generală și de competență se desfășoară tot la Iași. Și Iașul a fost
și este al doilea centru pe țară care a dezvoltat și a organizat acest curs. Deci, iată doar câteva frânturi din realizările noastre, dar mai sunt multe, domnule profesor, încât aș dori să împărtășesc cât mai multe lucruri lumii. Și știți, nu pentru a ne lăuda, pentru a înțelege ce înseamnă activitatea unui medic, viața unui medic. Nu este deloc ușoară și trebuie să vedem partea frumoasă a lucrurilor și dacă noi suntem percepuți așa cum trebuie, este un stimulent pentru noi, pentru a da și mai mult. Mulțumim, doamna profesoară, pentru pledoaria încă o dată făcută pentru medicină și pentru cardiologie. Prezența dumneavoastră, modalitatea plină de șarm în care știți să prezentați lucrurile și autenticitatea discursului dumneavoastră, faptul că trăiți și simțiți această profesie în toată profunzimea ei, vă face cinste și face din întâlnirile cu dumneavoastră o plăcere. Vă propun așadar să, mai întâi să vă mulțumim pentru participarea de astăzi și vă propun să ne reîntâlnim marțea viitoare cu telespectatorii noștri și să dezbatem mai departe, să zicem, să vorbim despre infarct data viitoare. Și poate tot așa să epuizăm cumva patologia cardiacă. Și v-aș ruga să primiți invitația noastră pentru a continua aceste întâlniri. Invitația mă onorează, domnule profesor, vă mulțumesc și cu mare plăcere abordăm teme care să fie pentru pe interesul tuturor. Mulțumim și telespectatorilor care ne-au urmărit în cadrul emisiunii Repere în medicină. Am consumat astăzi o emisiune deosebit de interesantă, o întâlnire cu doamna profesor Arsenescu Georgescu Cătălina, un adevărat reper, un reper autentic în cardiologia românească. Vă mulțumim și mulțumim și doamnei profesor. Inima cea bună tuturor!